Maria Găman are o fetiță de doar 7 luni și este deja însărcinată în 6 luni, cu un copil în brațe și cu unul în pântec. Femeia a fost scoasă afară din casă de tatăl copiilor. Am ajuns ieri cu ajutorul poliției, deoarece soțul cu care m-am căsătorit acum 2 luni de zile m-a bătut și m-a scos afară din casă, motivul fiind banii. Noi am primit suma de 1800 de lei, banii fetii, din urmă. Iar când s-a văzut cu banii în mână, alocația, s-a văzut cu banii în mână, a zis ia 10 lei și pleacă. Tot cu un copil. Da. Femeia spune că lua bătaie de la soțul său chiar și în perioada sarcinii. Mama se teme că pruncul din pântec ar putea fi mort în urma bătăilor administrate de soț. Acum, Maria a găsit adăpost la centrul maternal, dar nu știe care va fi viitorul său și al copiilor. Femeia nu se poate baza nici pe sprijinul familiei sale din județul Olt. Nici familia nu vă este alături? Nu, pentru că eu sunt foarte de departe. Sunt tocmai din Olt. Ați venit aici pentru soț și ați pierdut și sprijinul familiei. Tot, absolut tot. În situația Mariei sunt zeci de tinere care ajung la centrul maternal după repetate episoade de violență din partea soțului sau concubinului. În centrul maternal avem 6 mame cu 9 copii și 2 gravide. Important este că în ultima vreme apar tot mai mult cazuri de mame care părăsesc mediul familial din concubinaj sau chiar din căsătorie și reclamă violența fizică și verbală din traiul în familia respectivă. Femeile care sunt supuse violenței domestice sunt sfătuite să nu tolereze acest lucru și să se adreseze autorităților. Victimele pot găsi sprijin în cadrul centrului maternal, dar și asistență socială în cadrul primăriei localității din care provin.